Piața imobiliară din Giurgiu nu înregistrează creșteri spectaculoase de prețuri, dar nici un record al vânzărilor sau al cumpărărilor. Vorbim așadar de o stagnare, chiar dacă prețurile relativ scăzute ale apartamentelor și garsonierelor pot fi o bună oportunitate pentru cei care vor să investească în domeniul imobiliar sau pentru cei interesați să se mute în casă nouă. Cele mai căutate în momentul de față sunt apartamentele cu două camere și garsonierele și, bineînțeles, au crescut prețurile cu 10% la închirieri, fiind o mare cerere în perioada de vară, pentru că știm cu toții că au început școlile, academiile au terminat studiile și au fost repartizați o groază de persoane la diferite instituții, cum ar fi penitenciarul, jandarmeria, poliția și așa mai departe. În Giurgiu sunt apartamente sau garsoniere scoase la vânzare care își așteaptă cumpărătorii de luni bune, însă cum veniturile sunt mici, iar creditele de la bănci se obțin cu greu, cele mai multe tranzacții au avut loc prin programul Prima Casă. Giurgiuvenii ar dori să vândă, numai că prețurile pe care îi le cer sunt puțin cam ridicate. Prețurile în Giurgiu sunt destul de scăzute față de alte piețe imobiliare, cum ar fi, să zicem, Alexandria, Zimnicea, Călăraș și Oltenița, zone de sud din Giurgiu similare. Deci piața din Giurgiu e totuși cea mai scăzută ca preț. Se vând mai mult, s-a vândut prin programul Prima Casă. În ceea ce privește prețurile imobilelor, cele mai scăzute se înregistrează în cartierul Tineretului, în timp ce vârful îl reprezintă zona centrală și ultracentrală, dar și aici prețurile variază în funcție de utilări, etaj și chiar panoramă. Zona Tineretului, care știm că este zona cea mai scăzută la preț, apartament cu două camere găsim între prețurile cuprinse între 11.000 și 17.000 de euro. Garsonierele le putem cumpăra între 7.500 și 11.000 de euro. Șoseaua București, Negru Vod, Parcul Mihai Viteazu, apartamentele cu două camere, se pot vinde între 20.000 și 24.000 de euro. Iar garsonierele le putem cumpăra, depinde de confort, între 10.000 și 15.000 de euro. Iar zona ultracentrală, care de fapt este cea mai căutată, sunt apartamente cu două camere de la 16.500 de euro, depinde de îmbunătățiri și de nivel, așa, până la 30.000 de euro. În opinia specialiștilor în domeniu, piața imobiliară din acest moment are mai multe incertitudini decât cifre clare, însă sunt optimiști și cred că va exista o dezvoltare imobiliară, chiar dacă nu va fi deloc similară cu perioada de boom de acum 7-8 ani.